Cosmin Ude joacă marele plan al lui Liviu Dragnea în urma scandalului legat de ambasada României din Israel, a devenit o marionetă a lui Netanyahu. Consultantul politic Cosmin Ude subliniere a vorbit la Realitatea TV despre jocul lui Liviu Dragnea pe plan internațional, precizând ce este un joc inutil, gesturile sale fiind excesive, subliniere nepotrivite. Trebuie să vorbim pe două planuri, planul intern subliniere planul extern. În plan intern, ce au făcut tinerii de la Inițiativa România este chiar un gest patriotic, este salutar în acest context în care opoziția este atât de subliniere QAP subliniere nu vede nocivitatea relațiunii instituționale a unui om ca Liviu Dragnea cu partenerul strategic. Faptul ce cei de la Inițiativa România suplinesc acest deficit de opoziție este un lucru foarte bun, le-am citit solicitarea, este corect fundamentat. Sublinierei pot să spun un lucru, să zicem, în calitatea mea de foarte bun cunoscător al administrației americane. Această solicitare va fi luată în seamă în mod clar pentru ce felul în care se analizează în mod argumentat, pe un anumit subliniere de instituții din statul american, este unul foarte viguros. Iar ceea ce Inițiativa România cere se va pupa într-un fel cu toate rigorile statului american legate de un partener strategic sublinierei de reprezentare a acelui partener, a explicat Cosmin Ude subliniere. Consultantul politic a mai afirmat că în ceea ce îl prive subliniere te pe Liviu Dragnea nu trebuie decât să recapitulme subliniere tirile pe care le-a difuzat Realitatea TV în ultimele două luni sublinierei ceva. Liviu Dragnea a dorit să aibă o vizită în SUA, în care să aibă întâlniri cu oameni din mediul administrativ, din Departamentul de Stat. Nu are o subliniere IT, i-a fost refuzat această vizit, în ciuda faptului că el chiar subliniere i-a luat bilete de avion, nu a mai reu subliniere IT să meargă acolo. A fost o mică compensație prin vizita ministrului de Finance la Washington, care însă acesta a discutat cu totul altfel de lucruri sublinierei nu la un nivel de reprezentare în care Statele Unite, Departamentul de Stat, se consideră ce ar fi necesar să dea sublinierei un comunicat. Al doilea lucru, pe care îl spun în premier, Liviu Dragnea a avut un demers oficial în calitatea sa de presubliniere dinte al Camerei Deputaților pentru a avea o întâlnire cu presubliniere dintele Camerei Reprezentanților din SUA, care însă i-a refuzat, de asemenea, acest demers de a se întâlni la nivel de omologii pentru dezvoltarea unor grupuri parlamentare comune. Deci, într-un mod evident, domnul Dragnea a fost refuzat de două ori în ultimele două luni, nu pentru ce România ar fi fost refuzat, ci pentru ce domnul Dragnea face fel de fel de jocuri de tip politicianist prin care Liviu Dragnea vrea să se proiecteze, ce este izolat din punct de vedere internațional, într-o relație instituțională cu partenerul strategic, a detaliat consultantul politic. Cosmin Ude subliniere a mai spus ce acest lucru trebuie să ne dea de gândit. România nu se tem în Liviu Dragnea, de subliniere în plan intern el încearcă să ne convinc ce ar conduce tot. În plan extern,
gestul său total excesiv, sublinierea nepotrivit în administrarea relației cu statul Israel, în sensul intenției de mutare a ambasadei, l-a făcut cu atât mai puțin frecventabil pentru ce l-a prezentat ca pe un om care nu respectă regulile jocului internațional. Sigur, Israelul este un stat prieten, Israelul are o tradiție atât culturală, cât subliniere investițional în relația cu România, dar nu trebuie să considerăm ce deciziile geopolitice vor fi luate de Israel fără a primi aprobare de la Washington, pentru ce subliniere timp bine ce forca Israelului în regiune vine din susținerea pe care i-o ofer SUA. Iar cu acest lucruri nu se joacă, a mai precizat acesta. Consultantul politic a mai declarat ce pentru premierul Israelului Benjamin Netanyahu acest demers al lui Dragnea, total nepotrivit în accepțiune românească, este un eveniment de pere care îl ajută în plan internațional să mai numere în cocar pe lângă cele care deja subliniere i-au exprimat acordul pentru mutarea ambasadelor de la Tel Aviv la Ierusalim. Din punct de vedere al lui Netanyahu, acest joc îi de cu plus. Pentru Dragnea nu este decât un inutil joc de imagine în România, în condițiile în care politica geostrategică pe care o face un stat trebuie să se coordoneze cu partenerii geostrategici, adică cu Statele Unite sublinierei Uniunea Europeană. Aici nu avem niciun demers pentru ca să ne racordăm acestui tip de joc extern pe care Liviu Dragnea, într-un fel disperat, îl face. El, practic, a devenit o marionetă a premierului Israelului, care îi este de folos lui Benjamin Netanyahu doar în jocul internațional. România nu că subliniere tig nimic de aici, subliniere i având în vedere poziția destul de fermă a presublinieredintelui Klaus Iohannis, asta va fi un element care îl va dezavantaja major pe Liviu Dragnea, indiferent de ce gânduri are. Evident, gândurile sale, în afară de a se cepa de condamnare, este să mai urce o treaptă sau două trepte în ierarhia puterii, sublinierei se candideze la presubliniere din ce? Decât subliniere tigat nu vede cum ar putea să că subliniere tige, mecar se în subliniere îi fac acest capriciu, subliniere îi să fie candidat al unui partid trecut pe nume personal, Dragnea, pentru ce de PSD nu prea mai putem vorbi, a mai explicat Cosmin U, subliniere.